Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit tuturor! Astăzi este Ziua Internațională a Regelui Animalelor de pe Pământ, leul. Cu acest prilej, toți admiratorii leilor de pe glob, adică inclusiv eu, se străduiesc să sporească nivelul de conștientizare a tuturor asupra numărului lor tot mai redus și militează pentru conservarea habitatului lor. Deși în sălbăticie lei rar ajung să trăiască 8-10 ani, în captivitate ei reușesc să ajungă vârsta de 35 de ani. Leul este un animal foarte puternic și feroce. Trăiește în grupuri formate din 1-3 masculi și 5-10 femele în savanele africane și mai rar în sud-vestul Asiei. Trebuie să știi, dragă colegă, că astăzi mai este o zi absolut specială pe care o putem sărbători fără să ne ridicăm de pe canapea. Ziua lenei? Da, știu, sau Lazy Day. De altfel, inițiatorul ei nu este deocamdată cunoscut. Probabil i-a fost lene și să-și facă public numele. Probabil. Ziua de azi este, de fapt, o scuză ideală pentru a lua o pauză și a ne bucura de un timp prețios pentru noi înșine, fără a ne simți vinovați pentru asta. Este o zi în care ne putem relaxa, odihni sau ne putem întoarce pe partea cealaltă în pat pentru un pui de somn în plus. Relaxarea cu muzică mă încântă mai mult, Mihaela. Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună sau pe soare. Mare, ești în Marte.
ești pe lună sau pe soare, unde, unde? Eu striga, nu răspunde, unde, unde? Unde? Asociația Copil Comunitate Familie Moldova invită toți doritorii să se alăture până pe 15 august echipei Run for Children. În acest an se va alerga pentru Irina, o fetiță de 4 ani care suferă de dizabilitate de auz, dar și pentru alți copii din 18 localități din țară, pentru a-i sprijini să aibă acces la educație în propria lor comunitate. Cum ne putem înregistra? Unde? Când are loc acest maraton? Despre toate încercăm să vorbim astăzi, nu încercăm, chiar vorbim, încercăm să aflăm răspuns la aceste întrebări de la Patricia Andronachi, specialist colectare fonduri locale, Copil Comunitate Familie Moldova. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim! Vrem să ne spuneți, Patricia, mai multe despre acest eveniment și despre cauza nobilă pentru care vor alerga toți participanții. Adică despre mobilul acestei acțiuni. Așa este. Evenimentul are loc în data de 24 septembrie, sub umbrela Maratonului Internațional Chișinău. Noi suntem la cea de-a 5-a ediție, Organizația Copil Comunitate Familie, când organizăm propria noastră echipă care aleargă în sprijinul copiilor pe care îi susținem prin programele noastre. O să vă spun un pic despre istoric. Am început în 2017, a fost prima ediție, unde am avut doar 4 susținători. La 2 ani diferență am avut 155 de oameni care au venit în sprijinul acestei misiuni frumoase și nobile a noastre. Iar în 2022 am reușit să adunăm alături de noi o comunitate și mai mare de oameni generoși, 311 persoane. De aceea ne dorim ca în acest an să avem chiar un număr și mai mare de... Vrem să stabilim recorduri peste recorduri, de ce nu? Ne-am pus acest plan. La moment avem deja înregistrați peste 250 de persoane și îndemnăm telespectatorii și toți oamenii cu inimă mare să se alăture acestei cauze nobile, pentru că ce facem de fapt? Noi alergăm, dar prin această mișcare sportivă și activă susținem copiii care au nevoie de acest ajutor. Adică oamenii... Este o formă nu de azi și nu de ieri de exact. Activitate socială, de activism social în Occident sau peste hotare, ea este practicată de mult. Oamenii noștri nici de cum nu pot înțelege cum eu mă duc să alerg și am să o ajut fetița asta. Cum? Și pe alți copii inclusiv. Cum să le explicăm celor care nu înțeleg de fapt semnificația acestui ajutor? Da, ei sunt gata să vină să și alerge. Cum se întâmplă lucrurile de fapt? Dar ei nu înțeleg. Eu mă duc și am alergat și cum o ajut eu pe ea? Îi dau bani? Nu. Ajutor material? Nu. Adică cum? Vă explic în câteva cuvinte. De fapt, fiecare participant are o taxă de participare la acest Așa. Maraton. Și taxa de participare presupune și o componentă de donație. Pentru că noi acoperim costurile organizatorice și diferența care rămâne merge către programele noastre. Și avem 3 mari programe. Este programul de prevenire a separării copiilor de familie, programul integrării copiilor care vin din plasamente rezidențiale și îi aducem înapoi în familiile lor biologice sau familii extinse. Și a treia componentă este educația, educația inclusivă de care vorbeam mai devreme. Și în acest an ne propunem să colectăm aceste fonduri ca să susținem 18 instituții de învățământ din țară pentru a le crea condiții mai bune copiilor cu dizabilități, cu dizabilități de auz sau cu careva tulburări de autism, pentru a avea un mediu favorabil, un mediu inclusiv și favorabil lor pentru dezvoltarea lor socială și pentru integrarea lor în comunitatea locală. Iată cum, de fapt, a venit și alergați, iar o parte din banii pe care noi îi colectăm merg nemijlocit în aceste programe. Chiar și tricoul în care ați venit astăzi îmbrăcată cu sloganul cu grijă față de copii este inclusiv motoul și cu ce faceți și cu ce vă ocupați la comunitate copil-familie. Spuneți-ne mai multe despre cazul Irinei, copilul cu dizabilități de auz.
Irina este unul dintre puținele, dintre multele, pardon, cazuri cu dizabilitate de auz. Ea este emblema acestei campanii, acestui maraton cu care ieșim să comunicăm publicul și să-l sensibilizăm. Irina este o fetiță de 4 anișori care de la vârstă și mai mică a rămas fără tată, iar mama respectivă a rămas fără ajutor material și fără locuință și sprijin, da, absolut. Și fetița fiind diagnosticată cu această dizabilitate de hipoacuzie, ea a fost nevoită să plece în altă țară pentru a cere ajutor. În Germania, autoritățile de acolo au fost cumva mișcate enorm de durerea mamei și au ajutat prin implantul acesta cochlear. Însă doar implantul nu este suficient. Copilul oricum nu reușea să deslușească sunetele din jur, pentru că are nevoie de foarte multă asistență logopedică, psihoemoțională și așa mai departe. Mama însă nu avea aceste resurse și a revenit în țară. Și atunci prin asistența socială din localitatea ei a ajuns în programele noastre. Și împreună cu ea, alături de ea, de acest copil, am înțeles că sunt mult mai mulți care au nevoie de sprijin, au nevoie de o voce puternică care să comunice publicul și țării întregi, da, acești copii trebuie sprijiniți, trebuie ajutați, pentru că sunt viitorii cetățeni ai țării noastre și au nevoie până la urmă de un mediu familial călduros, dar și de societatea din jur, comunitatea din jur, să înțeleagă prin ce dificultăți îi trec și să fie sprijiniți. Cei care acum v-au ascultat și care au văzut și pe rețelele de socializare îndemnul vostru de a participa la maraton, unde se pot înregistra și cum o pot face până pe 15 august? Dacă este un alergător individual, o pot face pe site-ul organizației ccfmoldova.org la link-ul maraton și își aleg distanța cu care se simte confortabil. 5 km, 10 km, 21 sau 42. În funcție de distanță depinde și taxa? Depinde taxa și taxa, da. Nu, taxa depinde în funcție de distanță. Toți oamenii primesc același kit de participare, însă fiecare își aleargă distanța în funcție de propriile sale necesități și rezistență fizică. Da. Pregătirea fizică. Dar apropo de pregătire fizică, vreau să zic că, indiferent de distanța pe care și-o aleg, noi le oferim 10 antrenamente gratuite cu campionul Moldovei la alergat, Vitalie Gheorghiță, și aceste antrenamente încep chiar din 14 august, așa că încurajăm să vă alăturați cât de curând ca să puteți prinde toate cele 10 antrenamente. La ce sunt bune aceste antrenamente? De fapt, vă ghidează și vă dau toată informația necesară, cum este corect să respirăm, în ce ritm să respirăm, cum să alergăm, astfel încât să fim cu noi înșine și să putem ajunge la final. Deci chiar dacă nu suntem un alergător sau o persoană pregătită fizic pentru a participa la maraton, ne putem înregistra pentru că vom avea toată susținerea absolut, și tot sprijinul. Absolut, aș putea spune chiar o cifră. Undeva 70% din cei care aleargă cu noi sunt pentru prima oară. O fac tocmai din solidaritate, o fac din interes, din curiozitate personală să vadă cât reușesc eu să alerg și o fac datorită spiritului de echipă, da? Pentru că este minunat să vezi 300 de oameni îmbrăcați în tricouri galbene care aleargă. Da, apropo de spirit de echipă, doamna Andronache, cum credeți că ați reușit de la prima ediție, de la 2 participanți, să ajungeți la peste 300 și cine știe, poate anul ăsta se chiar dublează numărul? Cum i-ați captivat, motivat, ademenit? I-am ademenit, în primul rând, prin misiunea noastră. Doi, prin cumva avantajele pe care le obțin prin alergare, da? Vorbim de aceste 10 antrenamente gratuite. Vorbim de o petrecere paiele care are loc cu o seară înainte de maraton, unde vin toți participanții diferite cursa pe care o aleg. La această petrecere, de fapt, oamenii socializează, leagă noi prietenii, noi relații. De aceea avem petrecerea, avem antrenamentele, avem cortul nostru separat la maraton, unde oamenii primesc toată atenția și suportul necesar de la voluntarii noștri. Avem specialiștii prezenți acolo, vorbim de Gheorghiță, care ne face stretching-ul și întinderea de dimineață. Avem masajist la cortul nostru pentru a oferi post
alergare, un pic de relaxare și foarte multe poze, poze individuale, poze de grup, pentru că la cortul nostru avem fotografi care pur și simplu ne susțin cu munca lor. Deci pe noi ne-ați convins cu siguranță să participăm, bucur. Dar colegii dumneavoastră de la Asociația Copil, Comunitate, Familie participă la acest maraton? O parte din ei da, o parte însă sunt în echipa organizatorică și atunci trebuie să acordăm exact strictul necesar. Patrice, mă interesează, cum selectați obiectul de studiu sau cum selectați personajul pentru care oamenii sunt motivați să alerge? Se simt motivați. O întrebare foarte bună, Andrei. Fac colegii mei din programe, de fapt, cu ajutorul autorităților locale, pentru că tot ce facem noi, facem în parteneriat cu autoritățile locale și centrale. De regulă, vin asistentul social din localitate și ne spune că există un caz grav acolo și încercăm să vedem, îl evaluăm și vedem dacă el se poate încadra. Vă axați doar pe cazuri grave. Da, da. Dar de fapt fetița Irina este una dintre beneficiarele. Absolut. Vor mai beneficia și alți copii din 18 localități din țară. Da, aceste 18 localități cum le-ați selectat? Aceste 18 localități sunt selectate în parteneriat cu Ministerul Educației. A fost un concurs prin care s-a anunțat acest proiect și s-au dat criteriile fixe și stabile prin care fiecare școală poate participa. Mm-hmm. Respectiv s-a făcut un proces foarte transparent de selectare a celor 18 localități, unde vom interveni cu ajutorul nostru datorită fondurilor colectate în urma maratonului, dar și altor donatori care ne susțin în această cauză. Dacă vorbim de edițiile trecute, ne puteți da niște cifre? Pentru că știm că sunteți tocmai specialistul de colectare pe fonduri locale. Da, anul trecut ziceam că am avut 311 persoane care au alergat împreună cu noi și suma colectată a fost de peste 400.000 de lei și cu această sumă am reușit să cumpărăm o casă Lizei și celor 5 copii a ei. Ea a fost motoul pentru care am alergat anul trecut. Eroina campaniei. Exact. Și ea a reușit să, pentru că prin această mișcare de solidaritate a întregii comunități am reușit să schimbăm total viața ei. Ea și-a schimbat domiciliul pentru că i-am cumpărat casă în altă localitate unde deja s-a integrat, copiii merg la școală, la grădiniță, fac parte din viața socială, comunitară și este pur și simplu un caz de succes pe care ne bucură de fiecare dată când mergem la ei și vedem bucuria, energia și acea căldură de familie care ei nu au avut parte, din păcate, până la un moment dat. Însă sprijinul sau fondurile colectate atunci nu au mers doar în acest caz. Am susținut și alte 30 de familii în sezonul rece cu sprijin de lemne de foc, pentru că a fost un sezon dificil, da, din punct de vedere termic, al energiei termice și atunci am asigurat cu lemne de foc. Poate n-a fost atât de frig cât s-au scumpit gazele, pur și simplu. Absolut. Patricia, spune-mi, te rog, am înțeles că ați evoluat toate cazurile de până acum. Uh-huh. Urmează să le monitorizați pe parcurs sau ați făcut un bine și ați uitat? Pentru că așa îndeamnă dictonul, fă bine și uită. O să vă schimb un pic percepția aici. Intervenția noastră este una durabilă. Deci momentul în care începem să lucrăm cu un caz, suntem alături de ei și îl monitorizăm în jur de 2 ani, 2 ani și jumătate, în funcție de gravitatea lui. Uh-huh. Respectiv, orice intervenție nu este am venit, am dat și am plecat. Avem echipă de asistenți sociali și psihoterapeuți care merg săptămânal în vizite la aceste familii și evaluează progresul de la o săptămână la alta, pentru că noi facem un parteneriat cu familia, un plan de acțiuni și atunci venim noi cu instrumente și vin și ei cu ceva rezultate și împreună ne mișcăm și ducem roata mai departe. Mă interesează un lucru, deci în anul curent, în septembrie, veți alerga, da, un maraton. Da. Fiecare își alege distanța pe potriva rezistenței personale. Aveți în plan sau ați făcut și alte competiții sportive sau alte activități sportive?
Alte activități sportive nu, ne focusăm doar pe maraton. Avem alte campanii care nu țin neapărat de sport, dar sunt alte campanii prin care sensibilizăm publicul larg, ce înseamnă să faci caritate, cum noi facem caritate și, de fapt, cum au loc aceste intervenții și cum reușim să schimbăm destinele oamenilor. Despre ce proiecte în desfășurare puteți să ne spuneți acum, la care lucrați împreună cu echipa de la Copil, Comunitate, Familie? Da, este un proiect minunat, un proiect de suflet al nostru, care este la 10-a ediție în acest an. Vorbim de Gala Generozității, sub patronajul Valentinina Fornița. An de an adunăm o comunitate de oameni frumoși, la chip și la suflet, care vin și ne susțin cauza. O ascultă pe Valentina într-un concert extraordinar alături de invitații săi. Iau loc și la o licitație de obiecte și experiențe unice pe care, în mod normal, nu le-am putea găsi atât de liber, cu un acces liber, să zicem. Este pe data de 21 septembrie, biletele deja sunt puse în vânzare, așa că încurajăm și vă invităm să veniți alături de noi, să simțiți acest spirit civic până la urmă, dar printr-un eveniment total de o altă avengură. Elegant, frumos, cu oameni buni care, într-adevăr, ne susțin nu doar o singură dată, dar o fac de ani de zile. Cine de obicei sunt prietenii, susținătorii și cei care vă ajută și sunt aproape în toate proiectele și campaniile pe care le desfășurați? Sunt persoanele individuale din Moldova. Sunt companiile, atât corporațiile mai mari, dar și companiile mai mici, care, chiar dacă nu au bugete, dar sensibilizează cu ceea ce facem noi și atunci ne ajută prin donații materiale. Dar să înțelegeți, caritatea înseamnă să donăm și energia noastră și timpul nostru și cunoștințele noastre, nu doar strict bunuri materiale sau resurse financiare. Da. De aceea, parteneriatele pe care le dezvoltăm iau diverse forme în funcție de energie pe care o simțim cu acel posibil donator. Oameni care să aibă nevoie de susținere și ajutor, inclusiv material, sunt în toată lumea, nu doar în Republica Moldova. Dar cu toate acestea, de când există CCF? De 19 ani. De 19 ani. Timp de 19 ani. Cum s-a schimbat geografia sau psihologia acestor cazuri în Republica Moldova? A devenit situația mai dramatică sau e la același nivel ca acum 19 ani? Situația s-a îmbunătățit, bineînțeles. Când a început organizația, activitatea, scopul ei era, de fapt, și este în continuare, să transformăm sistemul de protecție al copilului. Misiunea noastră este, de fapt, să închidem plasamentele de tip rezidențial și să punem copiii în acasă, în familie. Și în 2005, când am început activitatea, erau peste 15.000 de copii plasați în aceste instituții. Astăzi mai sunt în jur de 1.000. Deci cu 14.000 am reușit să lucrăm și să-i reintegrăm sau să prevenim pentru multe, multe familii să nu ajungă acești copii abandonați în orfelinate. Dar ați simțit și o schimbare a percepției omului, cetățeanului din Republica Moldova față de tot ce înseamnă caritate, ajutor, susținere? Cu siguranță. Este o tranziție și un proces de lungă durată, dar ne bucurăm să vedem în fiecare an cum numărul lor crește. Și colegii mei care sunt cu mai multă experiență în organizație îmi spun acest lucru. Patricia, s-a schimbat foarte mult în bine. Când mergem la discuții, oamenii deja știu și îmi spun, uite, noi facem deja asta. Și este un lucru extrem de frumos să știm că oamenii deja își iau acest angajament social să ajute pe cei mai puțin favorizați. Da? Pe cei mai triști ca da. Crezi că misiunea organizației voastre se poate încheia la un moment dat? Ne dorim. Chiar și avem un obiectiv până în 2027 să nu mai avem niciun orfelinat în Moldova și să lucrăm doar la pe partea de prevenție. Însă prevenția înseamnă să schimbăm modul de viață și sistemul economic, pentru că, de fapt, ce înseamnă prevenirea? De ce sunt copiii luați de acolo? Datorită anumitor condiții socioeconomice. Exact. Da. Dar ne dorim acest lucru foarte mult. Noi vă urăm mult succes și suntem siguri că veți reuși, pentru că depuneți mult efort și aveți mulți oameni buni care lucrează pentru asta. Hai să le reamintim telespectatorilor unde pot găsi date cu privire la acest maraton,
unde se pot înregistra. Pe site-ul organizației ccfmoldova.org se pot înregistra până pe 15 august sau poate dacă nu reușesc mai faceți și excepții. Mai facem și excepții. Așteptăm cu mare drag la noi în echipă. Din 14 august începem antrenamentele, vor fi de două ori pe săptămână, seara în parc, respectiv echipați-vă cu multă forță, adrenalină, dar și cu spirit civic și vă așteptăm cu mare drag. Iar alergăm pe 24 septembrie. 24 de septembrie dimineață. Vă mulțumim foarte mult, doamna Andrănache, mult succes și să aveți cât mai mulți participanți și în acest an. Așa să fie, Doamne ajută! Am vorbit cu Patricia Andrănache, specialist cu colectare fonduri locale la Copilul Comunitatea Familiei Republica Moldova. Am vorbit despre acest maraton care este în plină desfășurare. Succes! Revenim în scurt timp, rămâneți cu noi! De mai bine de 17 ani își ține mâinile mereu ocupate cu folos. Vorbim despre Irina Petrașcu, psiholog de profesie care a descoperit talentul pentru lucrul manual în perioada maternității. A început cu jucăriile, marionetele și pungele eco. A brodat chipurile mai multor persoane publice, iar acum meșteșugărește cercei handmade, fiind inspirată de tablourile unei pictorițe cunoscute din Republica Moldova. Diana Botnaru a cunoscut-o și vrem să ne spună mai multe despre această persoană interesantă. Salut! Salutare, Diana! A fost inspirată eroina materialului meu de Galina Vieru, pictorița pe care am cunoscut-o și noi. Deci, Irina este o persoană care, spune ea, se plictisește foarte rapid și a început să ia cu păpuși și jucării și așa mai departe și se gândea într-o zi ce să mai facă, pentru că, deși îi place să-și țină mâinile ocupate, se cam plictisise să confecționeze sau să brodeze păpuși. Sclorând așa pe Facebook, vizitând pagina Galinei Vieru, a găsit tablourile pictoriței și a decis să încerce să acel tablou să-l pună pe cercei. Unul la mână pentru a susține artiștii, spune eroina materialului că este și asta o formă de a susține artiștii, pentru că nu toată lumea are bani ca să-și poată procura un tablou realizat manual de un pictor, da? Astfel, în miniatură, tabloul Galinei poate fi cumpărat și purtat în ureche, da, deci o lucrare realizată de o altă meșteșugăriță, așa cum se numește ea. De fapt, este psiholog de profesie, lucrează cu virgulă copiii care au anumite disfuncții. Și eu întrebam dacă asta este cumva un refugiu și un fel de relaxare și deconectare la tot ceea ce trăiește psihologa, da, în timpul zilei. Așa și mi-a zis, pentru că acolo emoțiile sunt la cote maxime, toate situațiile pe care le trăiește, vrea sau nu, alături de copiii pe care i-are, cumva dibăcia asta a mâinilor pe care a reușit să o învețe de la mama ei, o ajută să se deconecteze și cumva să coboare în viața ei. Dacă la muncă trăiește viața copiilor, da, pe care îi are ca și pacienți, acasă, reușind așa să se calmeze și să se deconecteze de toate problemele. E un training psihologic ocupațiile astea. Da, spunea ea că și psihologia este o artă și atunci arta cu psihologia, da, deci cumva este un fel de art-terapie. Mi-a și spus că și psihologii au nevoie de terapie. Ei bine, iată ea, brodatul, da, ceea ce face cu mâinile este cumva un fel de art-terapie. Și datorită acestei art-terapii, ea se redescoperă prin fiecare lucrare. N-a vrut să-mi spună de ce, pentru că e psiholog și știe așa cum să-și ascundă emoțiile și tot ceea ce ascunde în interior, dar zice că se redescoperă prin fiecare lucrare. Spuneai acum că a învățat de la mama și mama ei face diverse lucruri handmade? Da, acum nu mai face, dar toată viața îmi zicea că o ține pe minte pe mama cu andrelele în mână, da? Deci mama ei croșeta, nu broda, dar ea a învățat așa tehnica de prin internet, o întrebam ce fel de tehnică folosește la cercei și mi-a zis simplu, nu știu cum se numește, înainte-înapoi. Și am râs cu poftă, zic, bun, hai să vedem cum arată o pereche de cercei prin tehnica înainte-înapoi. Irina face mai mult acest lucru pentru ea personal sau cumva și le comercializează sau aceste lucrări ajung la cei care le cumpără ulterior. Da, le și comercializează dacă are comenzi, are și foarte puțin timp la dispoziție și atunci realizează doar atunci când este sigură că reușește să-și țină promisiunea, atunci când cineva solicită o pereche de cercei sau alt tip de bijuterie. De ce zice ea că își ține mâinile ocupate? Îmi povestește, zice, uite, ieșim toată lumea în oraș cu prietenii, da? Într-un moment dat eu îmi scot din geantă tot arsenalul meu de așa de brodat și încep să brodez. Și toată lumea care o cunoaște
știe. Ea este acolo, da, deci este atentă la ce se discută, dar are nevoie mereu să-și țină mâinile ocupate. Încercam cumva să o întreb dacă e datorită sau din cauza profesiei pe care o are, iarăși n-a vrut să-mi spună, dar cred eu că de acolo se trage. Cumva cred că se relaxează, ori chiar și atunci când este în oraș cu prietenii, probabil sunt momente când își aduce aminte de ce s-a întâmplat peste zi, de cazurile copiilor și atunci încearcă cumva să-și exteriorizeze sentimentele alea sau trăirile care nu întotdeauna sunt plăcute. Eroii, să le elibereze. Da, eroii istoriilor tale întotdeauna sunt oameni deosebiți sau de cele mai multe ori și au ocupații diferite și ce învățăm, ce lecții de viață învățăm de la eroina acestui subiect? Tare mă bucură că se încurajează ei între ei. Deși este psiholog, iată, a găsit o cale prin care poate să o încurajeze pe pictorița Galina Vieru. Da, poate nu are femeia bani să cumpere tablourile, dar iată, realizează cercei și mi-a spus că acum de când a început să pună tablourile pictoriței pe cercei, au solicitările vin și când intră în concediu, când merge în concediu, a zis că o să ia comenzi ca să facă cercei pentru ca oamenii să poată să poarte tablourile Galinei la urechi, prima pereche de cercei pe care a realizat-o eroina materialului, i-a și dăruit Galinei Vieru și pictorița a fost foarte emoționată, pentru că știm cum, unde se află arta în Republica Moldova și cât se achită, de fapt. Și asta îmi place, pentru că cumva oamenii încearcă să se susțină între ei, indiferent de domeniul în care se află și ocupațiile pe care le au zi de zi. N-ai întrebat-o pe Irina dacă s-a gândit la faptul că astăzi sunt foarte mulți oameni care creează diverse lucruri manual și probabil e o anumită concurență și trebuie să reușești să ajungi la cei care să-ți admire și să-ți achiziționeze ulterior lucrurile pe care le creezi. Chiar sunt mulți și îmi zicea că nu este o concurență pentru că fiecare încearcă să vină cu ceva nou. Iată, dacă a început să facă păpuși și nu mai avea comenzi pentru că venise alții care începeau să se ocupe cu așa ceva, Irina a început să brodeze chipurile persoanelor publice, da, de la noi, pe perne, pe diferite materiale și au început astea să prindă deja. Fiecare își dorea acasă, nu știu, să o aibă pe Zinaida Julia, pe Andrei Porubin, de ce nu zic și eu, nu știu dacă a realizat așa o lucrare. Acum nu trebuie, da? Dar poate cineva își dorește. De ce să se sperie omul? O să-i zic Irine să-i facă Mihaele o pereche de cercei cu Andrei Porubin. Da, eu chiar mi-i doresc, o să-i port la ziua ta de naștere. Da, deci Irina este o tipă care se orientează rapid și da, găsește nișa și oamenii care e important și să-ți placă domeniul artei ca să poți cumva să te reinventezi de fiecare dată, pentru că și dacă proaspăt a început să facă acești cercei, nu durează mult, cred, până îi vine o altă idee ca să nu ia alții pe dinainte, dar să înceapă și ei să facă cercei așa cum face Irina. Mm-hmm. Tu cum ai descoperit-o pe Irina? Sincer, una din eroinele materialelor mele pe care îl filmasem încă iarna trecută a postat pe Facebook că uite ce cercei mi-a făcut. Doamna, eroina materialului din iarnă, are o pensiune și acea pensiune a doamnei, iată, este acum pe o pereche de cercei realizată de Irina. Și am zis să-i scriu să văd ce face și de unde pasiunea și cum de fapt putem un tablou de a Galinei Vieru să o avem pe o pereche de cercei. Foarte curios. Diana, până să urmărim reportajul, vrem să ne spui ce și unde mai mergem cu tine în această săptămână și în zilele următoare. La sfârșitul săptămânii acesteia urmează să se marcheze Ziua Internațională a persoanelor care scriu cu mâna stângă. Sunt și eu stângaci și tare mi-e interesant dacă noi stângaci avem câte ceva în comun, care sunt greutățile prin care poate trecem sau nu, pentru că trăim totuși într-o lume plină de dreptaci. Doar 10% din populația lumii scriu și folosesc partea stângă. Atunci eu abia aștept acest reportaj. Până atunci, hai să o cunoaștem pe Irina. 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 Prima lucrare a fost o păpușă. Am avut, pe timpul lucram în altă parte, am avut o colegă care tare își dorea să rămână însărcinată, să aibă copil și cumva așa de la sine a venit cadou. Și acum când îl privesc,
mă ia groaza când mă gândeam că e atât de frumoasă păpușa mea, deși ea o păstrează și zice că e, cumva i-a adus noroc și, și după asta a apărut și copilul în familie ei. Face ceea ce a văzut la mama, așa cum spune eroina reportajului. Deși îndrăgostită de psihologie, profesie pe care a îmbrățișat-o și pentru care se dedică zilnic, amintirile din copilărie au făcut-o să se redescopere. Femeia spune că și psihologia e o artă, iar art-broderia poate fi inclusă în art-terapie, cele două îmbinându-se de minune. Atunci când nu pot sau vreau să fug de lumea reală, iată asta trebuie să fac. Indiferent dacă în prejurul meu sunt copii, nu sunt copii, este cineva, eu pot să mă regăsesc și să fiu bine cu mine, înconjurată și de alți oameni, dar cu mâinile lucrând. Pentru că deseori am avut cazuri când mergeam la un picnic, la o zi de naștere, la întâlnirea cu prietenii, permanent am în geantă ceva în proces de lucru și la un moment mă plictisesc, posibil, doar să stau. Iată, permanent, parcă aș avea nevoie ceva să fac cu mâinile. Povestește că a fost impresionată de tablourile unei pictorițe de la noi și pentru că nu fiecare și-ar permite să aibă un tablou acasă, a vrut să încerce să transpună tablourile pe bijuterii, dorind astfel să susțină și artiștii. A fost cumva firesc de la sine. Astăzi ceva, mâine altceva. Am avut o perioadă foarte încărcată în nunți cu metrii, zile de naștere, fiind cu primul copil acasă, nu aveam nici timp, nici cu cine să-l las și cumva încercam să găsesc un cadou, da? Pentru evenimentul care era să-l am, ceva individual, ceva personalizat și iată așa, firesc, au decurs lucrurile fără să mă complic eu prea mult. Dacă o să vedeți cercelul ăsta cu fata cu ochii ca marea, pare că sunt doar trei nuanțe, negru, alb și albastru. De fapt, sunt vreo șapte și sunt atât de asemănătoare nuanțele, ziua pot să le văd, noaptea deja cumva le pierd. Irina lucrează la o pereche de cercei aproximativ 4 ore, în funcție de complexitatea acestora. Găsesc desenul care îmi place. De obicei, portretul este cu mai multe detalii. Eu aleg detaliul care îmi convine și care poate s-ar potrivi. Îl printez, alb-negru, după care îl transpun pe stofă, îmi aleg nuanțele, brodez, după care tai broderia de pe stofă și înclei pe suportul ăsta de cercel. A vorbi corect și frumos limba română nu este doar o necesitate, ci mai degrabă o datorie a fiecăruia dintre noi. O limbă vorbită corect înseamnă un gând sănătos, o idee bine chibzuită, o comunicare elevată. Îmi răsună în minte îndemnul poetului Vasile Romanciuc. Să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbești. Despre corectitudinea limbii române vorbite la noi și mai cu seamă despre regretabilele greșeli de orice ordin pe care le comitem atât în scris cât și în vorbirea orală, discutăm astăzi cu invitata noastră specială. Este vorba despre doamna Iraida Condrea, doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere la Universitatea de Stat din Moldova, doctor al școlii doctorale studii lingvistice și literare. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți aici și suntem împreună. Și noi ne bucurăm! Doamna Condrea, Republica Moldova există de 32 de ani, iată, în sfârșitul lunii august, sărbătorim Ziua Independenței. Despre limbă, alfabet, s-a vorbit în perioada Renașterii Naționale, sfârșitul anilor 80, 89-90, despre prestația limbii române am tot vorbit până în definitiv a fost adoptată ca și limbă de stat. Nu ne mai putem jena să zicem limbă română.
Deci o spunem în cunoștință de cauză și oficial. Cum a evoluat vorbire, cum se vorbește astăzi limba română în Republica Moldova? În Republica Moldova, în comparație cu ceea ce era până la aceste evenimente și la adoptarea limbii de stat, în comparație deci cu perioada aceea, se vorbește bine. În spațiul public, în special, putem constata că persoanele cu funcții, persoanele care apar la televiziune și care discută în diferite moduri și nu numai la televiziune, în tot felul de ședințe, adunări și așa mai departe, vorbesc bine. Adică, bine, niciodată nu putem spune că este ideal. Nu există limite ale perfecțiunii. Da, limite ale perfecțiunii, într-adevăr, nu există, dar se vorbește bine, în general. Și ca să vă spun că mai de mult încercam să mai prindem așa niște greșeli chiar, acum cam greu le vezi. Dar aceasta este limba care se vorbește. Una este să vorbești, să articulezi, să știi cuvintele și cu totul altceva este înscris. Și iată, asta este o problemă și o dilemă. Pentru că scrisul cere alte eforturi, alte tot felul de cunoștințe, de gramatică, de stil și așa mai departe. Prin urmare, asta ar fi scrisul. Și de aceea vreau să vă amintesc că de mai mulți ani, cu mai mulți ani în urmă, a început o activitate foarte bună în tot sensul cuvântului, ca în legătură cu sărbătoarea de 31 august se făcea o dictare pentru fiecare. Poate vă amintiți, prima ediție a fost în 2014. Am avut atunci peste 1000 de participanți, 1000 și ceva. Credeam că am făcut împreună Universitatea de Stat din Moldova, împreună cu primăria. S-au dat atunci niște diplome și s-au dat, bineînțeles, și niște premii bănești care au fost foarte apreciate. Da, a fost atunci foarte bine și am avut foarte, foarte multă lume. Ne depășise aproape situația atunci. Lumea a venit să-și testeze propriile cunoștințe. Da, să scrie o dictare. Și a fost a doua ediție, cred că a fost în 2017, au fost mai puține premii și un pic mai puțină lume, dar tot a fost foarte mult. Noi eram deja mult mai pregătiți, pentru că în blocul vechi al Facultății de Litere, noi nu știam cum să repartizăm, erau foarte mulți. Pușchi în puci cu Gâlnicea. Da, acolo. Vreau să vă spun că scrisul în genere și acest exercițiu, hai să zicem așa, public, este apreciat foarte mult și acum, în luna iunie, anul acesta, în 2023, a avut loc o dictare pe Champs-Élysées, la Paris, unde această dictare a intrat în cartea recordurilor Guinness. Pentru că au fost peste 5.000 de participanți. Nu știu, poate ați văzut, dar era impresionantă poza aceasta, Champs-Élysées, toată cu pupitre sau bănci, unde era lume și scriau această dictare. Prin urmare, scrisul contează foarte mult și scrisul formează și niște abilități specifice pentru cei care vorbesc. Deci... Și apoi mai există un lucru. Verbul zboară. Da. Ai spus, a zburat pe lângă tine, l-ai prins, nu l-ai prins. Da. Dar scrisul... Ce ai scris cu peniță? Nu tai cu SRS-ul. Deci ai deschis carte peste un an, peste 10, peste 100? Eu nu știu dacă se mai face, dar știu că anul trecut, din an în an, erau tot mai puțini participanți, din diferite motive. Și anul trecut tot s-a făcut. Am avut vreo 100 de participanți, dar ei au trebuit să se înregistreze pe o platformă online, adică nu veneau așa cum a venit prima dată. Cine a vrut,
acela a venit, dar a fost foarte interesant. Noi am păstrat lucrările, le-am comunicat pe urmă cu toată lumea care a scris, le-am explicat de ce a greșit și veneau unii cu pretenții. Deci a fost o activitate foarte interesantă. Eu am impresia că ea ar trebui cumva revigorată. Adică mai sunt doritori de a-și testa... Eu cred că sunt. Altceva este că unii nu îndrăznesc, alții... na. Nu, sau poate mulți nu au auzit despre acest, alții poate trebuie de promovat cu adevărat mai mult. Păi acest... trebuie promovat, eu cred că trebuie promovat. Atunci când am făcut prima ediție, în 2014, în toate troleibusele erau anunțuri și ce premii vor fi și unde se va începe. Adică, de fapt, motivul a fost premiul. Nu cred că numai premii, erau foarte mulți care știau la sigur că nu vor lua acest premiu. Atunci a fost publicul foarte diferit. Erau oameni în vârstă care încă nu știau bine grafia latină, erau copii care nici nu reușeau măcar manopera, știți, nu reușeau după ceilalți. Dar a fost un interes și eu cred că interesul acesta ar trebui cumva menținut, poate un alt... fel, dar oricum. Îmi spuneți într-un studiu de cercetare în 2014, e timpul să vorbim corect, da. Așa se numea studiul dumneavoastră. Au trecut de atunci câți? 10 ani? Da. Aproape. Aproape 10 ani. Mai este actual acest imperativ? Da, foarte. Sau e timpul, de mult e timpul să de vorbim mult e timpul. Cuvântul timpul în titlul acestei cărți este dat de ziarul Timpul. Așa. Unde eu am avut o rubrică permanentă timp de câțiva ani. Și pentru că au fost publicate în ziarul acesta, de acum eu le-am adunat, le-am sistematizat și am făcut o carte. Trebuia să cumva să arăt că totuși este vorba de Timpul. Cu care am colaborat mulți ani și a fost o colaborare foarte frumoasă și articole așteptate pentru că lumea vrea să citească, dar acum că presă așa pe hârtie aproape că nu există. Domnule Conrad, dar menționați anterior că dacă la capitolul limba română vorbită mai stăm cum mai stăm, atunci la limba română scrisă avem mai multe lacune. De ce credeți că se întâmplă acest lucru, mai ales că învățăm limba română la școală timp de 12 ani. Fiecare copil, adolescent, studiază zilnic limba română. Știm că avem bacalaureat la limba română. Da. În primul rând, pentru că și normele sunt ca și limba în permanentă evoluție și în permanentă schimbare. Noi nu putem să ne conducem de ortografia adoptată, de exemplu, în 1953. Iată, reformele astea ortografice, ele dau bătăi de cap și am impresia că și oamenilor culți și oamenilor bineînțeles că dau bătăi de cap, pentru că, ce să vă zic, iată, ultima noastră bătaie de cap este acest 2003. Dicționar ortografic, ortoipic și morfologic al limbii române, ediția aceasta din care a apărut în 2021. Dar totdeauna toate schimbările care s-au făcut în ortografie și în morfologie, pentru că sunt niște forme care iarăși pe parcursul timpului se adaptează, cumva se schimbă. Deci toate schimbările și toate modificările ortografice au fost întâmpinate totdeauna cu foarte multă zarvă, hai să zic, și foarte multă critică, supărare, discuții contradictorii, că nu-i bine așa, că nu-i bine altfel. Pentru că fiecare din dicționarele care au fost până acum, să zicem, iată un duom, acela din 2005, aveam aici niște exemple să văd ce s-a întâmplat acolo, da. Iată, atunci s-a preconizat că scriem niciun, niciuna, nicio împreună. A fost foarte multe discuții, unii da, alții ba, dar până la urmă, na. Sau tot atunci îmi pare că s-a pus ca fiind corect forma verbului a continua la prezent, eu continuu, doi de u. Era cu u și s-a pus eu continui, tu continui.
Îmi amintesc aceste discuții. Mulți spuneau că nu trebuie să fie așa, pentru că s-a scris până acum, și a scris de la Vrancea, și a scris nu știu cine și nu știu cine, așa, continuu. Deci acum scrim continuu. Pe de altă parte, continui, parcă mai are niște, mai avem niște cuvinte care se termină în ui. Ui era unicul. Uh-huh. Că avem chiui, încui, descui, ceva, putem scrie și continui. Nu mi s-a părut așa de grozav schimbarea aceasta, dar discuții totdeauna sunt foarte și foarte mari la fiecare ediție. Ediția din precedentă, 2002, iarăși a venit cu niște schimbări, mai mult așa față de edițiile precedente, dar nu chiar atât de multe. Însă, cea mai mare și mai largă discuție peste tot a stârnit o reformă ortografică din 1993, atunci când Academia Română a adoptat legea cu privire la trecerea grafiei cu I din A, în situațiile respective, și forma verbului ar fi la prezent sunt. Acestea au fost așa. Atunci au fost niște discuții foarte, foarte ample și în contradictoriu și simpozioane. S-a discutat enorm de mult și s-a criticat foarte mult această reformă cu acest I din A. La noi, deci asta a fost decizia Academiei Române în 93. La noi, în Republica Moldova, de-abia în 2016 s-a acceptat. Până atunci s-a scris bine mersi cu din I și tot ce a fost cum era pe vechi, dar totuși când era ministru doamna Corina Fusu, ea a dat un ordin ca să aibă loc trecerea aceasta în 2016 la scrierea cum este regula, hai să zicem, cum prevede dicționarul și regulile ortografice. Dar încă în 2017 nimeni nu trecuse la scrierea aceasta și în special în școală. E bine, lucrurile s-au mai așezat, s-au mai potolit și acum toată lumea scrie cu I din A. S-au obișnuit. Așa se scrie și în manuale. Manualele sunt toate așa cu I din A și nu se întâmplă nimic. Deci discuțiile acestea sunt foarte aprinse de fiecare dată. Și acum când a apărut acest 2003, am văzut așa niște titluri, de exemplu, și răutăcioase, și că s-au introdus multe anglicisme și un titlu suna cam așa că, de tipul acesta, de azi înainte, gay, hair stylist, fake news sunt cuvinte românești. Pentru că sunt incluse în dicționar. Dicționar. Da. Și comentarii că aceste anglicisme mutilează limba. Dar lumea și așa le folosește aproape zilnic. Dar le folosește masiv și nu avem cum să evităm anumite lucruri, nu avem cum, dar acestea nu sunt unicile schimbări în 2003, pur și simplu se aruncă uneori așa în vinuiri că special fac sau mutilează limba. Ceea ce este în 2003 acesta, într-adevăr sunt foarte multe anglicisme, acolo sunt sunt cuvinte nou introduse, deci care nu au existat în ediția precedentă, în 2002, sunt vreo 3600 de intrări cuvinte, ele sunt marcate așa cu plus acolo și vreo 3000 de modificări ale cuvintelor, ale formelor, de exemplu accentul este altfel pus. Noi știm de un animăluț care se numește Dihor, știi? Sau da. Dihore chiar? Da, da. Dicționarul de Dihor, cu accentul pe O. Accentul pe O. Asta este. Și probabil pe cine să cred eu? Pe bunelul meu, pe taică meu? Deci, pe ultimul dicționar, bineînțeles. Ultimul dicționar, da. Și mai sunt de tipul acesta, cum ar fi, da, iată, pieptăn, așa e în dicționar. Cu care a, verbul sau substantivul? Nu, substantivul. Substantivul. Pieptene. Nu. Acum dă numai pieptăn. Dexul dă și pieptene. Da, dicționarul ortografic numai pieptăn. Așa deci, e pronunț. Obiectul cu care ne pieptănăm. Pieptăn. Da. Pieptăn. Da. Da. Straniu sună. Da, da, vă spun că trezesc anumite, pentru noi cel puțin, așa anumite semne întrebare. Nu suntem obișnuiți. Nu suntem obișnuiți, dar
De ce s-au condus autorii sau autoarele acestui dicționar? În primul rând, de frecvența formelor pe tot teritoriul unde se vorbește limba română. Uh-huh. Acestea sunt, obișnuințele noastre sunt locale, de aici, din Basarabia. Mai sunt, de exemplu, iată, colaps, era posibil și colaps și colaps, acum e numai o singură formă, ce a mai fost acolo, trafic, numai o singură formă cu accentul pe a. Trafic de acum. Nu mai spunem trafic, spunem trafic. Trafic. Da, nu mai trafic. Trafic de influență, trafic rutier, da, numai așa, numai o singură formă. Deci unele s-au mai redus din forme, trebuie să ne obișnuim cu acestea. Și spuneam că erau locuțiunile care, într-adevăr, se mai îmbogățesc vocabularul, pentru că în evoluția limbii și în ceea ce avem noi acum în comunicare se observă foarte mult, bine, cercetătorii și specialiștii observă lipsa fondului acesta de un fond de aur, hai să zicem, proverbele și zicătorile. Acum, rar de tot când auzi într-un discurs un proverb sau ceva, măcar. Și de ce ea aceste locuțiuni aș aduce aminte, și reveni, aș veni în fire și așa mai departe. Sunt încurajate acum de aceste ultime... Nu că sunt încurajate, nu, ele sunt introduse pentru că trebuie știute și acestea dau un pic așa de nuanță, culoare, stilistică, dar expresiile și proverbele și zicătorile acum practic Pe mine mă interesează și subiectul doamna doctore, doamna de formele de dominici masculine ale profesiilor. Eu am impresia că lumea niciodată nu o să înțeleagă. Ministru, ministră. Doamna ministră. Cât de corect primar, este primară. Acestea sunt, acestea sunt tendințele. Eu aș zice că iată discuția noastră acum se desfășoară în jurul tendințelor, care sunt tendințele limbă. Acum, care va fi până la urmă evoluția și punctul final este greu să spunem, dar tendințele și una din tendințe este aceasta, sunt așa numitele modificări gender. Gender în, sunt în mai multe limbi se produc asemenea modificări, ținându-se cont de formele de feminin pentru profesii, pentru ocupații, pentru... și se consideră că acestea, mă rog, sunt formele acestea pentru a nu fi discriminate femeile. Deci se trece la capitolul acesta discriminare. Nu știu dacă cuvintele pot discrimina în așa măsură, însă noi avem, dacă vorbim de două om, trei, de ultimul dicționar, acolo sunt o serie, dar sunt foarte puține. De exemplu, bine, este profesor și profesoară, este și chiar și profă, îi dau și, deci, ca familiar, prescurtat, abreviere. Da, însă dau o serie de denumiri de profesii cu cuvântul log, filolog, filologă și filologă chiar. Deci, dar filologă variante fiind corect? Poftim? Ambele variante fiind corecte? Nu. Ele sunt corecte, sunt date în dicționar, numai că filologa e familiar, deci nu se folosește în limbajul cult, în... Mm-hmm. Așa. Deci... Pe timpurile studenției mele, filologă era un nume peiorativ aproape. Păi cam așa este și aici. Și toate, nu știu, în acest dicționar sunt date anume acestea cu log. A marketolog, ce mai sunt acolo? Psiholog. Psiholog și altele psihologă. Psihologă am mai găsit undeva. Da, sigur că. Însă, discriminarea aceasta, așa considerat, așa zisă, discriminare prin limbaj, mă rog, este o problemă care se discută nu numai la noi. Nu știu dacă chiar aceasta este discriminare. Însă, lucrurile sunt cumva luate așa la control, pentru că există, în 2018 a fost publicat așa un îndrumar sau o carte, se numește Limbajul non-sexist, deci să nu
deranjeze pe cineva sau să existe probleme de aceste de discriminare, și special față de femei, bineînțeles. Dar ce să zicem, formele acestea de feminin care se dau aici, o parte din ele sunt acceptabile și vorbitorii sau cum se mai zice acum, utilizatorii limbii le folosesc în mod natural, ca și cum să zicem, chiar și ministru-ministră, hai că poate nu erau, dar oricum consilier, secretar și așa mai departe. Care mai erau și înainte. Care mai erau și mai înainte, sau cuiță, sunt șoferiță, primăriță, deși acest cuie, ciobăniță și așa mai departe avea un mic sens peiorativ mai înainte, dar acum jucăuș, așa. Da, da, așa. Mă mai interesează, iată, deseori se întâmplă multe confuzii atunci când e vorba. Cartea lui Gabriela, cartea lui Lena. Păi da, acesta este de acum un pic alt subiect, dar da, vreau să vă spun ce stârnește foarte multe semne de întrebare și chiar nemulțumire pentru mulți vorbitori, pentru că în drumarul acesta sunt niște chestii care nu știu dacă vor prinde. De exemplu, redactoare artistică, aveți și dumneavoastră probabil. Redactoare. Adică nu da. Redactor. Nu. Și comentatoare politică, deci acestea care vin și cu niște adjective. Dar este ingineriță, nu există așa cuvânt și nu dă nimeni, medică, stomatologă, lectoră universitară, am văzut și, dar cei ce m-a dat gata este cadră didactică. În loc de cadru didactic, nu poți să-i spui unei doamne cadru didactic, trebuie să-i spui cadră didactică. Deci dumneavoastră acum ați citit variantele corecte sau variantele pe care le putem folosi în limba română? Așa ni se propune și așa se promovează. Dar acestea nu sunt în dicționar, sunt în drumarul acesta, deci a fost, la noi a apărut așa un drumar, limbajul non-sexist, și eu cred că acestea le vor folosi doar cei care le acceptă. Eu, de exemplu, nu accept și nu-mi place și nu vreau să aud că mi se spune. Eu nu o să mă minunez dacă într-o bună zi nu o să apară așa, Mihaela cu o cană și Andrei cu un can. Așa este, da. Nu o să mă minunez. Deci acestea sunt chiar cu totul ghidă istorică pentru femeie care... Istoricianul istoric. Nu sună bine. Sigur că nu sună. Acestea trebuie să fie, în primul rând, nu sună și sunt stranii. Eu am spus că eu, de exemplu, nu accept să mi se spună doctoră habilitată. Nu. Lasă fi la considerați că discriminare, eu nu consider. Și în cazul acesta, eu cred că trebuie să avem în vedere și părerea celui care poartă acest... Căruia ne adresăm. Sau da, care eu v-am numit doctor habilitat fără să îmi cer pensiune. Bine că ai făcut-o corect. Nu acceptă. Dar cadre didactică chiar sunt cu totul ieșite din comun și nu știu cum. Și ele sunt normative, adică așa trebuie de vorbit. În acest îndrumar. Îndrumarul acesta este pentru presă, în primul rând pentru dumneavoastră, scrie pentru cei cadră care... jurnalistică, doctore. Da, și unele, am observat că există și unele site-uri și știri care promovează și scriu exact așa. Așa cum o cere asta. Este un proiect internațional, dar nu toate limbile pot proceda în felul acesta și oricând, nu știu dacă oricând în dorință de a fi în spiritul timpului s-a exagerat. Se exagerează oricând și aici. S-a exagerat, sunt exagerări, da. Că cuvinte chiar inventate, cadră didactică, ingineriță. E ingineriță. Da. Ai impresia că îți bat joc din asta. De ce nu e ingineră? Medică. De ce nu-i medic? Avem și doctoriță, dacă chiar nu vă place, dar de ce să-i spunem medică? Eu am auzit și mai înainte. Dar ca să evităm
utilizarea acestor cuvinte e corect să folosim doamnă doctor? Da, corect, și doamnă doctor și doamnă profesor și acestea sunt bine, trebuie să ne mai orientăm și la cei ce se vorbește și cum se pronunță și cum se articulează și cum se scrie dincolo de prut. Suntem cu același dicționar, cu același alfabet și cu aceeași limbă. Este că noi suntem cu regulile noastre strict aici în Basarabia, în Chișinău și prevedem ce se face acolo. Dacă am editat dicționarul explicativ al limbii moldovenești, de ce n-am pretinde și la asta? Da, e atunci că era ok, chiar dacă era, dar... Da. Și iese că noi facem niște reguli așa pentru nemahala, hai să zicem, cer scuze de expresia aceasta, dar nu ne încadrăm în... Cum este corect? Cartea Mariei sau Cartea lui Maria? E, Cartea Mariei, dacă vorbim despre nume, asta e... Am impresia că auzisem pe cineva care spunea că punem lui la nume de femei, fete, doar când este un nume internațional. Nu atât, nu este vorba de nume internațional, numele noastre tradiționale, cum ar fi acestea care sunt de origine greco-latină și care au fost promovate de biserică, deci în trecut botezul biserica administra prenumele, am în vedere. Deci și numele feminine se terminau toate în A, dacă ați observat. Alexandra, Maria, Elena și toate celelalte și acestea care le-am preluat din limba rusă, tot așa, ele tot așa se termină. Tatiana, Galina și așa mai departe sunt toate în A. Deci au caracterul acesta. Acum însă sunt foarte multe și tendința aceasta de a da copiilor niște nume foarte deosebite, uneori chiar te miri ce exerciții fac, ciudate sau strani, ciudate, strani, străine, care nu se pot încadra nici în sistemul nostru gramatical și cum ar fi, eu am aici niște exemple, de exemplu, să zicem, dacă este vorba de fete, putem să spunem că sunt nume de tipul acesta. Gabi. Betty, Mercedes. Din seriale, din seriale. Din seriale, nu da. Vom spune Cartea Betei, Cartea lui Bete spune. De aceea, atunci când sau sunt Ingrid, mai sunt de tipul acesta care se termină în consoană, nu prea sunt specifice pentru noi și atunci ele se declină așa ca numele masculine. Pentru că noi spunem Ion, lui Ion, a lui Ion, lui Ion, da, femininul Maria, a Mariei. Dar aici nu putem spune Betty, a Betei. Nu iese. Și atunci, sau Ingrid, sau altele. Și în sensul acesta, iată, se produce această schimbare în declinare și nu este prea bine și prea frumos, dar exercițiile acestea pe care le fac părinții sunt extraordinare. Pot să vă dau niște nume. Am selectat, de exemplu, nume foarte strani, toată lumea le numește așa. De exemplu, ministru, 22 de persoane la vecinii noștri de peste prut, portocala, lămâia, poliția, justiția, semafor, rândunica, nu știu câte femei, păsărica, bombonica, oficial scris în, cei ce spun eu sunt nume oficiale scris în acte. Zolușca, ceburașca, paracetamol, am auzit. Paracetamola. Da. Și atunci, dar sunt niște tendințe și vreau să vă spun că în alte state există niște opreliști legislative, pentru că nu poți, copilul poate să nu se simtă confortabil cu niște nume de felul acesta. Și printre tendințe, iată, împrumuturi sau nume de acestea haioase, dar nu numai la noi. Eu am uitat rușii, de exemplu, au ocean, sonță, nici nu știu dacă e fată sau băiat, ce e acolo, ce zic ei,
dintre acestea. Și tot în engleză, cineva am găsit în o informație, și-a numit cineva, fata și-a numit-o Like. Este semnul, da, acesta pe care semnul ăsta, da, semnul. Și multe altele, deci sunt ciudățenii, dar sunt și alte, uneori sunt impuse restricțiile, pentru că încă un model așa care a fost preluat tot din Occident, sunt numele duble sau triple, deci și mai, cu mai multe componente. Ana Maria, Radu Răzvan, Alexandru Ioan și multe, multe altele. De altfel, biserica nu acceptă nume duble. La botez se dă un singur nume. Adică biserica acceptă numai că îl botează cu un singur nume. Cu un singur nume, da. Dar el în acte este scris cu două nume sau cu trei. Sau, am găsit o informație că în România cineva și-a înregistrat un copil cu acte în regulă care avea un nume compus din 8 componente. Nu s-a scris... n-am văzut această creație onomastică, dar... Zicem nume chiar dacă el este prenume, pentru că nu prenume, mic. Numele mic, da. Și s-a dat o decizie sau s-a luat o decizie și ca numele să nu aibă mai mult de 3 componente. Ei deja au regula aceasta, mm-hmm, și nu, pentru că nu le pot scrie în acte dacă scrii 7, 8, 10 nume. Doamna Condrea, este foarte interesant să discutăm cu dumneavoastră și este foarte interesantă tema pe care o abordăm. E semn că trebuie să mai revenim la ea. Neapărat. Pentru că am vrut să vă mai întrebăm astăzi despre greșelile cele mai frecvente pe care le vedeți în presă. Ar trebui, da. Și eu cred că aceste teme o să-i consacrăm o altă întâlnire, da, ca să nu plictisim telespectatorii astăzi și să nu îi îmbuibăm cu multe informații. Să le lăsăm pentru data viitoare. Să digere pe cea pe care le-am oferit-o astăzi. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru aceste informații. Și noi vom consulta în continuare dicționarul, ultimul dicționar, ca să fim la curent cu toate noutățile limbii române. Eu cred că au mai fost emisiuni de acest gen. Eu cred că trebuie să instituim și noi la matinal o rubrică de vorbire corectă. E timpul să vorbești corect. Pentru că picătura trebuie să picure în permanență. Asta e guta cavat la pedem non vi, sed sepe cadendo. Exact. Deci picătura sparge piatra nu prin putere, dar prin cădere deasă. Prin cădere deasă, exact. Da. Deci trebuie să picurăm și noi așa, pentru că atunci, măcar atunci, oamenii își vor deschide... E bine, eu nu prea văd mare interes față de rubricile de cultivare a limbii, nici la posturile de televiziune. Un singur post are o rubrică permanentă. Este... Da, știm probabil despre ce post vorbesc și despre ce rubrică. Da. Deși noi ne-am dorit să avem și noi o rubrică, sau cel puțin să avem asemenea invitați ca dumneavoastră. Pentru că toată lumea... Mi-am zis că nu este doar o onoare, este și o obligație noastră să vorbim corect o limbă. Da, da. Mai cu seamă. Și un specialist care nu neapărat să critici pe cineva, dar să atrage atenția asupra unor lucruri care nu sunt totdeauna bine făcute și nu cred că... Și eu cred că ar trebui să urmăm obișnuința altor personalități, persoane, oameni pe care i-am cunoscut și personal și care mi-au spus, care este cartea de pe noptiera dumneavoastră? Dicționarul explicativ al limbii române. Sau cel puțin un dicționar, dacă nu, și de sinonime și de antonime și de... Da, dicționarele, asta ar trebui o emisiune aparte, pentru că este o chestie foarte interesantă cu dicționarele. Da. Dicționarul este prietenul nostru cel mai bun, da, în materie de limbă, în materie de vorbire, pentru că ce e scris, e scris. Da. Doamna Codrea, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Mulțumesc și eu. La revedere. Am vorbit despre corectitudinea limbii române cu Iraida Condrea, doctor habilitat în filologie, profesor, nu profesoră universitară, profesor universitar la Universitatea Statului Moldova. Rămâneți aproape, revenim în scurt timp. Partener general, satul German.
Agresiunea militară împotriva Ucrainei nu lasă loc de empatie nici măcar pentru un personaj literar care altădată avea o cu totul altă valență sentimentală. Astfel consideră jurnalistul Vasile Botnaru, făcând trimitere la câteva chipuri monumentale din cinematografia și literatura rusă, care își ruinează imaginea de altădată în contextul războiului din Ucraina. Blestemul tatuat pe sau în frunte. Acesta este titlul. Generalul Cernota a pierdut patria și pantalonii cu vipușcă, ajungând să umble în izmene prin Paris ca să facă rost de niște bani de cheltuială. În tălmăcirea lui Anatol Durbal, acest personaj are tatuat în frunte blestemul așa trebuie, canalie. Agresiunea militară împotriva Ucrainei nu lasă loc de empatie, nici măcar pentru un personaj literar care altădată avea o cu totul altă valență sentimentală. În filmul din perioada sovietică, turnat după novela lui Mihail Bulgakov, Beg, Fuga, generalul Cernota, jucat de Mihail Ulianov, inspiră mai curând un fel de compasiune, mai ales în memorabila scenă jucată în tandem cu actorul de același calibru, Evgenie Stigneev, feblețea mea. Scenă în care generalul îl face la cărți pe Paramoșa, Evgenie Stigneev, ca pe un copil. Și trezește milă amestecată cu admirație, stoarsă cu aceeași măestrie de Sergei Filipov, în rolul lui Kisa Varabianinov din 12 scaune. Presupun că asemenea sentimente le-au trăit cei mai mulți dintre colegii mei de generație, pentru care simpatia față de ofițerii din Garda Albă, de care se ocupa Mihail Bulgakov în prozele sale, era un fel de dizidență mutuală, un fel de boicot al propagandei bolșevice, care ne-i băga în cap pe Vasile Ivanovici Ceapaev și pe Pavel Korchagin. Mă întreb dacă astăzi privirea hipnotică a lui Alexei Batalov sau abisul oceanic din ochii lui Vladislav Dvorjetski, care apar în distribuția stelară a filmului sovietic după novela lui Bulgakov, mai sunt în stare să le înduioșeze pe admiratoarele de altă dată. Cele din Ucraina, la sigur, sau e de presupus că s-au lecuit, au dobândit imunitate inevitabilă, antirusească. În mod fatal, generalul Cernota, jucat de Ulianov, ajunge astăzi retroactiv în aceeași oală cu smoală topită, împreună cu Nikita Mihalkov și Valentina Tereșcova, alți doi idoli prăbușiți iremediabil în gol în timpul spectacolului de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Involuntar mă întrebam pe cine aș dori să văd în ipostaza lui Cernota Durbal, umilit și devastat, cu tatuajul pe frunte, zilnic zărit în oglindă. Pe Putin? Or pe Șoigu, Prigojin, Gerasimov, Lavrov, Patrușev, Kadyrov? Nu, lor le-ar sta bine în salopetă portocalie, dar pe generalul mincinos Konashenkov, Igor Evgenievich, mi-ar plăcea să-l văd în izmene ponosite, împingând veșnic bolovanul lui Sisif, măcar din motiv că este originar din Chișinău. A biento! Atunci când avea 19 ani, el a fondat prima lui școală de modeling. Acum are 15 angajați, peste 400 de elevi
și sute de participări la evenimente internaționale de modă. Cea mai mare realizare personală este totuși titlul de Mr. Planet obținut anul trecut. De fapt, noi facem acum un fel de bilanț al reușitelor lui Adrian Lefter, pe care el îl va face mâine dimineață, atunci când își va sărbători ziua de naștere. Despre succesele și eșecurile, despre curajul și îndrăzneală, despre lecții învățate, discutăm astăzi cu invitatul nostru, Adrian Lefter. Bine ai venit la noi, Adrian! Bună! Felicitări! Cu avans, cu prilejul zilei tale de naștere, vreau să fim primii. Vă mulțumesc foarte mult! Că până la miezul nopții mai ieși, oamenii o să încerce după ora 12 să te abordeze. Adrian, cum te simți totuși, dacă e să facem așa încet, încet un bilanț al reușitelor? Da, mă simt și eu mai bine, evident, anul ăsta, că totuși am reușit să fac destul de multe în acest an și pentru mine această serbare, să-i zic, care va avea loc mâine, e un nou început pentru ceva și mai frumos în anul care vine. Ia spune-ne despre lecțiile pe care le-ai învățat în acest an, pentru că au fost cu siguranță multe, pentru că ai reușit multe lucruri să faci. Da, sigur, în anul ăsta cred că am făcut cele mai multe lecții. Le-am primit, de fapt, anul ăsta, începând de la faptul că mi-am dat seama că am niște limite mai sus decât credeam că sunt, faptul că pot să reușesc mai mult decât îmi imaginez, de fapt. Mi-am dat seama că oamenii contează foarte mult și contează în ceea ce fac eu, în special, să am o cât mai bună conduită cu ei și o mai bună colaborare. Deci tu vorbești de parcă ai avea deja câți ani? I-ai dat lui Adrian, dacă 80. Nu l-ai vedea cum arată, doar l-ai auzi. Oamenii de alături, spui că sunt foarte importanți. Cine au fost alături de tine în acest an și oamenii cărora le datorezi multe și le-ai mulțumi acum? Da, clar, eu le zic mereu familia mea, chiar dacă nu sunt neapărat rude, sunt acei oameni care au fost mereu lângă mine și mi-au oferit mereu ajutor atunci când aveam nevoie și poate chiar nu-l ceream, dar știau că am nevoie de el. Și de-a lungul timpului s-au văzut acei oameni că sunt mereu pentru mine și clar că am nevoie de ei mereu. 400 de elevi ai școlii de modeling pe care ai înființat-o, 15 angajați. Ce înseamnă acest lucru pentru un tânăr care împlinește mâine 23 de ani? Înseamnă că chiar mi-am găsit vocația, de fapt. Ceea ce mi-am propus să fac am reușit și faptul că ceea ce fac lucrează. Dacă lucrează, înseamnă că este bun și util pentru oameni și ceea ce fac chiar are un rezultat. Adrian, te văd foarte încrezător în ceea ce crezi, în ceea ce creezi, în ceea ce gândești și în ceea ce faci. Mie mi se pare un lucru foarte important atunci când realizezi ceva, când vrei să faci ceva, să crezi în ceea ce faci. Așa e. Nu știu, poate sunt lecții de training psihologic pe care le-ai luat. Dar rateuri ai avut, de fapt, anul ăsta? Da, sigur am avut. Cum le întâmpini? Cum le califici? Cum le înfrunți? Cum treci peste ele? Sigur au fost multe situații în care nu am reușit să fac ceea ce am crezut că voi face până la sfârșit. Au fost rezultate diferite. Dar am avut mare noroc de succesul care l-am avut până acum, din motivul că mi-am dat seama că orice situație de genul oricum trebuia să apară la un moment. Cred că anul ăsta am avut cele mai bune rezultate și cele mai mari eșecuri din toată istoria mea, pentru că a fost și un volum foarte mare de muncă. Astfel, probabilitatea să se întâmple anul ăsta a fost destul de mare și s-au întâmplat situații, dar atât timp cât s-a găsit o soluție pentru ele, mi-am dat seama că trebuie să deduc ceva din ele și să rezolv. Spre exemplu, cum a fost cu faptul că nu mi-am dat seama cât de solicitat sunt. Astăzi, altfel, am avut și oarecare probleme ulterior și medicale, ne dându-mi seama că totuși această supra-solicitare a mea poate duce la niște provocări mai neplăcute. Și astfel am luat consecințe grave. Niște consecințe. Deci te-ai ars nu doar emoțional, dar și fizic. Da, chiar emoțional, fizic am reușit să scot tot ce am avut din mine și mi-am dat seama ulterior că doar ce trebuie să fac în momentul dat, să mă axez pe mine, să încerc să rezolv această chestie și să lucrez într-un regim mai puțin turbo. Încrederea despre care zicea Andrei, de unde vine de fapt ea? Ai fost mereu așa? Nu neapărat, însă cel puțin de acasă am fost mereu învățat și mi s-a spus mereu că sunt cel mai bun. De asta și toată lumea a crezut că o să fiu cel mai alentat și nu o să fac nimic neapărat în viață. Dar nu ești alentat?
Ba da, sunt talentat. Da, dar... se vede. Dar nu în măsura în care sunt, aștept doar să te afecteze, da, acest lucru. Cumva am trăit într-o meritocrație, cumva am fost mereu alentat doar că pe merit. Astfel, după această regulă care am avut-o acasă, m-am învățat mereu să vreau cât mai mult și să știu că merit. Asta înveți și pe discipolii tăi de la școala de modeling? Desigur, asta este din prima lecție care noi le oferim lor, că fiecare este un individ și fiecare merită ceea ce vrea el să aibă. Deci... S-au întâmplat minuni în procesul acesta de colucrare, de educație cu discipolii tăi. Vin oameni neîncrezători, da, vin oameni timizi, oameni care nu prea cred în forțele proprii, care au dubii, care spun eu nu am să pot, eu nu știu. Cum? Este cel mai complicat să le dobori această atitudine, atitudine incorrectă. Da, e adevărat. Mai ales că primordial la mine sunt elevi, în special adolescenți, care vin cu aceste probleme, care mereu au niște situații, da, complexe, frustrări, care vin și de acasă și din familie și de la școală și din societate. Și clar, bine, nu mă ocup doar eu de ei și meritele sunt și a echipei mele, sunt psihologi care se ocupă cu ei, designer, stiliști vestimentari care le explică că, cât sunt de frumoase de fapt sau cât de frumos merg ele sau cât de frumos poate să ajungă să meargă. Astfel noi le oferim din primele lecții mai întâi încredere în sine ca să poată asimila toată informația noastră. Dar tu ești de părerea că fiecărui copil trebuie să îi se spună de acasă că ești o prințesă sau ești un prinț? Desigur. Sau trebuie totuși să îi spui copilului, membrului familiei adevărul? Eu cred că sunt perioade diferite ale vieții în care copilul trebuie abordat diferit. Începând, să zicem, până la o vârstă, până ca să înțeleagă de fapt cum lucrează lumea și cât de curuntă e, copilul trebuie să se simtă prinț și prințesa acasă, în special în familie. Ulterior, trebuie să fie adaptat oamenilor și societății în care să înțeleagă că nu totul este doar pentru ei și astfel va fi mai ușor să înțeleagă faptul că pot să fie acele prințese și prinți care au fost și de mici, doar că trebuie de lucrat pentru asta. Tu probabil ai fost doar o singură dată la noi, de unul singur, în rest ai fost împreună cu discipolii cu care te-ai întors de la diverse evenimente de modă internaționale. În acest an au fost cu adevărat multe. Ce au însemnat ele pentru tine și care au fost cele mai importante? Anul ăsta totuși s-a văzut munca care am depus-o în ultimii 3 ani de când mi-am făcut agenția și faptul că am reușit să obțin niște proiecte foarte bune și exclusiviste pentru noi. Da, este vorba de Paris, Milano, Dubai, deja de 5 ori. Sunt niște proiecte care nu vreau să le pierd niciodată și care au adus niște rezultate foarte frumoase copiilor mei și în special Republicii Moldova. Da, trebuie să menționăm că acolo sunteți reprezentanții Republicii Moldova, nu reprezentanții școlii de modeling pe care ai înființat-o sau... Și apoi, e numele Adrian Lefter hai acolo. Hai să nu fugim departe de adevăr. Un Mr. Planet nu va fi privit ca și un ex-participant simplu al unei competiții internaționale. Deci tu ești privit altfel, ești privit cu alți ochi. Da, da. Și criteriile probabil cu care ești apreciat dumneata și echipa care vine împreună sunt alte. Este și nivelul mai înalt, este și mai multă credibilitate. Da, este adevărat. Pentru început, ca o carte de vizită este destul de utilă, pentru că toată lumea se așteaptă de la noi niște rezultate frumoase, au văzut și în spate experiența noastră, aud că sunt un coreograf, au cam și niște oarecare rezultate și este mai ușor. Dar titlul ăsta de Mr. Planet, cât timp o să-ți mai joace la coș mingea? Atât timp cât îl utilizez cum trebuie, cred că foarte mult timp. Dar trebuie să-l utilizez mai repede, că terminul de valabilitate expiră. Expiră curând, Vin alte concursuri și sperăm că vin și alte titluri. Ei mai merge la concursuri? Da. Tu sau discipolii? Chiar eu. Aha, am înțeles. Deci... are 23 de ani, că reușesc. Cât mai până la 60 ani de mers la concurs. Dar poți participa de mai multe ori la acest concurs? La acest concurs nu, dar la alte concursuri, desigur. Mr. Multiplanet. Univers. Univers. Adrian, acest titlu ți-a oferit multe posibilități, dar îți oferă și, adică vine la pachet și cu multe responsabilități. Care sunt ele și care au fost cele care ți-au dat bătăi de cap sau cumva te-au făcut să te simți altfel? Pentru început a fost brandingul personal și imagine de fapt. Mi-am dat seama că trebuie să am o imagine cât mai bună, special în spațiul social media.
Asta presupus... Am observat că ești foarte atent la ceea ce postezi, da, și în general la evenimentele la care particip și la modul tău de viață. Da, e adevărat. Și cumva a fost o provocare pentru mine de la început, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu în lumina reflectoarelor sau la evenimente mondene. Dar... Cum? Ți-ai dorit să mergi pe podium fără să fii, da, în lumina reflectoarelor? Mi-am dorit să fac doar partea asta, mi-am dorit în general să mă axez doar pe managementul unei agenții din spate, nu în fața ei neapărat. Astfel mi-am dat seama că agenția mea o să se axeze totuși pe imaginea mea, pe când n-am dorit să fie astfel. Totuși am găsit niște plusuri și niște avantaje prin faptul că mi-am promovat agenția prin titlul care l-am luat. Astfel, asta a fost cea mai mare provocare cumva, să mă adaptez ideii că trebuie să fiu o prezență undeva cum trebuie. Ești totuși o persoană publică deja și nu mai poți să-ți permiți unele lucruri pe care poate le făceai înainte de asta. Așa e. Asta... Ce nu și-ar permite Adrian Lefter? Pentru sau nimic Mr. în lume Planet. Sau Mr. Planet. Ce nu mi-aș permite? Sunt multe chestii care nu mi le-aș permite. Câteva dintre ele. Bine, eu încerc mereu să am o viață cât mai privată, de fapt. Chiar și așa, în spațiul public, nu voi încerca niciodată să îmi arăt ce se întâmplă în spatele cortinei. Mm-hmm. Clar, o să încerc în spațiul public să vorbesc despre viața mea, dar în linii scurte, atât cât trebuie să știe lumea și cât să nu... poate cumva să-și dea cu părere despre ceea ce da, fac. Și să poată dormi bine noaptea. Corect. Dar de ce crezi că e bine să faci acest lucru? Adică să-ți ascunzi viața personală. Multă lume ar zice invers, că o poți expune și din contra te poți folosi de ea. Eu cred că cele mai interesante părți ale mele le expun oricum. Este vorba de jobul meu. Asta cred că interesează pe majoritatea în ceea ce fac eu. Unele părți personale cred că totuși trebuie să rămână pentru tine, de asta și sunt personale, din simplu motiv că ar putea afecta nu neapărat pe mine, dar poate afecta pe alți oameni care sunt implicați în poveștile mele, în istoriile mele sau... Na, asta, din motivul ăsta, cred că ar trebui să fie pentru mine. Plus, cum am mai spus, în industria specială în care sunt eu, există o concurență foarte neloială și multe chestii s-ar putea folosi în detrimentul meu și manipulate cum ar dori altcineva. Adrian, am vorbit acum despre reușitele tale, despre partea profesională, dar în mare parte spuneai și tu ești ceea ce ești acum datorită oamenilor care te înconjoară. Care sunt trei oameni care te-au motivat cel mai mult în viața asta sau care te-au făcut să fii ceea ce ești tu astăzi? Clar, voi începe cu părinții mei, pentru că de acolo și-a început. Ei au fost primii oameni care au crezut în ceea ce fac eu și m-au motivat să ajung unde mi-am dorit. Mereu n-au încercat niciodată să-mi cumva să-mi distorsioneze ideea că vreau să fac asta, chiar dacă pentru ai mei avea o altă percepție de care ar fi jobul perfect sau așa mai departe. Dar ce îți sugerau ei să fii? Clar, avocat, clar, medic, dar de fiecare dată când am zis că îmi schimb poziția și vreau să plec în altă parte, că mi-am dorit și eu să fiu medic până aproape la sfârșit de liceu, când mi-am schimbat poziția, chiar dacă nu au considerat una cea mai bună pentru mine, n-au încercat nici pentru o secundă să-mi schimbe gândurile. Va merge foarte mult vorba și despre prietenii care am reușit să mi-i fac în ultimii ani. Nu cred că o să mai dau nume să nu supăr neapărat pe cineva, dar există un grup de prieteni care se cunosc 100%, care au reușit în ultimul an să-mi arate tot suportul pe care am avut nevoie să-l am. Eu am fost singur la părinți mereu și mereu am simțit nevoie să-mi fac prietenii ca să-mi fie ca o soră sau ca un frate. Și am reușit anul ăsta să-i strâng pe toți aproape lângă mine și să-mi formez un cerc doar cu acești oameni care se consider familie. La 19 ani să deschizi o afacere e totuși un act de curaj și de îndrăzneală. Ai citit cărți, 10 pași, cum să ajungi... Nu, n-a fost chiar așa. Om, tată sărac, tată bogat, ce mai citește lumea pentru ca să... Într-adevăr, am mai și citit în liceu, de fapt, dar istoria cu agenția a fost una mai puțin nefericită, dar frumoasă până într-un sfârșit. Ea a apărut doar dintr-o nevoie, să zic, la momentul ăla. Aveam nevoie de un job, ce știam mai bine să fac era asta, era după decesul tatălui meu, trebuia repede să găsim o sursă de venit și cumva a mers organic, în același timp că eu știam clar că o să-mi fac o afacere, înspre asta mergeam, dar cumva lucrurile au fost trecute într-un ritm mai rapid și s-a întâmplat să fie așa, dintr-o nefericire, o nouă fericire. Mult succes, îți urăm
în continuare în această activitate a ta și vrem să ne povestești un pic despre această vară și a mai rămas puțin, dar ce mai urmează să faci? Unde, pe ce insule nepopulate se odihnește Mr. Planet? Unde a fost și încotro merge Mr. Planet? Da, Mr. Planet are doar plecări frumoase când este vorba de proiecte, de fapt. Încerc toată energia să mi-o păstrez acolo. În această vară am reușit, de fapt, să îmi reorganizez puțin școala. Va apărea o școală sub un alt format, de fapt, din septembrie. Ne-am axat mai mult pe această parte, să perfecționăm, să ridicăm calitatea serviciilor noastre. Faceți un rebranding? Da, asta facem. De ce? Pentru că... Nu, pentru că vrem să ducem școala la un alt nivel. Cum am vorbit de la început, școala de modeling s-a transformat într-o academie și trebuie să evidențiem acest fapt că suntem o academie care dorește educație, în primul rând, pentru copii, nu doar modeling și prezentări de modă. Astfel, din septembrie vom apărea sub un nou format. În această vară am reușit să facem proiecte și să, la fel, să contractăm alte proiecte noi care vor veni din septembrie. Ceea ce fac eu pe plan personal, voi pleca câteva zile în București chiar de mâine ca să reușesc să-mi reîncărc bateriile pentru nou sezon care vine. Îți dorești de ziua ta de naștere să stai în liniște și departe? Da, vreau să stau într-un cerc foarte, foarte intim cu cei mai apropiați oameni. Modelingul înseamnă și multă responsabilitate. Tu de unde o ai? De acasă. Cum am mai zis, a fost mereu chestia de meritocrație la noi. Și asta m-a învățat mereu și m-a disciplinat prin faptul că dacă îmi doresc ceva, trebuie să merit neapărat. Părinții mei au fost foarte perfecționiști, cum sunt și eu de fapt. Și totul trebuia să fie mereu la cel mai înalt nivel pentru ca să-i pot mulțumi. Și scopul meu mereu a fost să-i mulțumesc pe ei, în special pe mama. Astfel m-am învățat de-a lungul timpului să mă mulțumesc și eu singur pe mine doar prin faptul dacă o să fac totul perfect. Am impresia că ești un tip foarte organizat pentru anul viitor, adică mă gândesc la an școlar. Deci din septembrie începând, e programul deja scris cu toate participările și evenimentele la deja care mergeți sunt, cu oameni. Deja sunt punctate foarte multe evenimente, vorbim despre Milano Paris care vor fi în septembrie, în Georgia la fel mai avem două concursuri în luna septembrie, deja este punctat Dubaiul din luna decembrie, avem Bulgaria, avem Turcia în luna noiembrie, sunt foarte multe care deja le-am punctat și încep deja din avans tot mai mult și mai mult să știu clar în fiecare zi unde mă aflu. Anul acesta la Mr. Planet, mergeți? Da, mergem, voi fi ca și director național în acest an. Aveți și un participant care va reprezenta Republica Moldova? Da, trebuie să avem... Cum îl căutați? După ce parametri? Sunt niște parametri, dar nu sunt foarte stricți. Este vorba de o înălțime de 1,80 pentru băieți, 1,70 pentru fete. Clar să arate cât mai bine fizic și să aibă și ceva personalitate, clar. Ce înseamnă să arate bine fizic și care sunt, iată tu fiind în acest domeniu al modelingului de mai mulți ani, care sunt tendințele și cum se schimbă acest stereotip de frumusețe? Pentru că până la urmă e totul relativ. Totuși, să zicem, pentru concursuri este o altă frumusețe, nu este vorba de cea ca la prezentările de modă. Însă pentru un concurs clar trebuie să fie o față reprezentativă pentru o țară oarecare. Cred că cel mai corect ar fi pentru o oarecare țară să aibă niște fețe cât mai universale, să zic așa, și cât mai reprezentative ca și culoare, ca și păr, ca și orice pentru țara dată. Eu nu eram cel mai bun caz, nu seamănă chiar foarte mult la moldoven, dar... Da, de ce? Codream? Dar totuși am reușit să reprezint ok. Nu sunt niște criterii foarte bine, nu sunt niște standarde de frumusețe neapărat. Dacă la înălțime există o limită oare clară, nu există că ochii trebuie să fie așa sau o față neapărat așa. Să fie o față plăcută, dar cred că asta depinde de carismă mai mult. Și până la urmă și aceste standarde de înălțime sau de greutate se schimbă și nu mai sunt atât de nici astea stricte? Nu sunt nici atât de stricte nici în cazul la Mr. Planet. Atunci când mergi pe stradă sau îți savurezi cafeaua într-un local, privești oamenii drept modele, adică din prisma lucrului pe care îl faci zilnic? Reușesc foarte mult. În ultima perioadă, în special, am observat să ochesc, da? Adică deja ochiul meu se acomodează idei de față sau tipaj potrivit pentru ceva anume. Și chiar acum, de curând, am făcut cunoștință cu o nouă prietenă și am stat și tot mă uitam și nu înțelegeam de ce mă uit atât și am văzut, de fapt, un potențial acolo pentru ea. Dar oamenii vin la agenția ta sau tu îi racolezi?
În special în ultima perioadă, oamenii vin prin recomandări. În special a doua tură care am început-o din ianuarie. Nu ne-am axat pentru reclamă pe rețele de socializare, dar mulți au venit din recomandărilor celor din luna septembrie care au fost înrolați în cursul nostru. Copiii, de fapt, sunt maximaliști. Ei au impresia că ei sunt cei mai frumoși, ei sunt cei mai talentați. Și asta e bine, că ei sunt atât de încrezători. Cum încerci să le explici copiilor care nu sunt creați pentru podiu că ei au greșit ușa prin care au intrat, fără să jignești? În primul rând vorbim asta cu părinții, dar până să ajungem la acest... responsabilitatea nu. Și strigătele pe seama... Nu, noi avem... Nu prea sunt copii special care nu sunt potriviți pentru podium. Sunt copii care nu sunt potriviți pentru podium în cea mai mare parte, sunt acei copii care au fost nevoiți să ajungă la noi. Și în cazul ăsta vine din problema părinților, dacă i-au adus la noi pe când copiii nu au vrut să vină aici. Acel copil care vrea și înțelege deja unde pleacă, nu se întâmplă să nu poată, pentru că podiumul poate să-l învețe, cred că fiecare copil, dacă are un discipol bun, dar atât timp cât își dorește. Iar în cazul nostru, rezultatele nu apar în cazul în care copilul nu dorește. Iar asta vine din cauza că au fost obligați cumva să vină de către părinți. E un vis de obicei al părinților neîmplinit pe care există, se străduiesc da. Să-l sunt realizeze cazuri, puține, dar prin intermediul copiilor lor. Da. Ce le-ai ura acum lor sau cum i-ai chema să vină la un nou curs? Pentru că iată, din septembrie începeți deschiderea noilor, da. Cum se numesc la voi, clase, grupe? Finale, grupe, da. Clar, îi aștept cu mare drag. Va fi o nouă deschidere, o deschidere foarte mare a unui nou oficiu în orașul Chișinău și probabil și într-un alt oraș. Așteptăm deja confirmările. Le zic doar să vină să încerce. Sunt sigur că o să le plac și sunt sigur că vor găsi ceva util pentru copiilor. Dacă nu într-un curs de modeling, cu siguranță în alte direcții care școala noastră le are. Deci, își spuneai și în alte interviuri că faceți acolo și actorie și ore de dicție și... Și acum vor apărea și mai multe cursuri specializate pentru diferite domenii. Adrian, noi îți urăm mult succes în tot ce faci. Să ai o aniversare frumoasă și o escapadă cât mai relaxantă. Vă mulțumesc. Și te așteptăm, bineînțeles, la noi în septembrie cu noutăți deja. Vă mulțumesc mult. Ce cadou îți dorești? La 23 de ani. Chiar nimic. Am zis că am tot ce-mi doresc în momentul actual. Niciodată nu mi-am dorit chestii materiale într-atât de mult să zic că sunt nevoi și vreau neapărat să am ceva. Și anul ăsta chiar îmi doresc doar liniște și împlinire. Asta îți urăm și noi neapărat. Să te audă cel de sus. Mulțumesc. Adrian Lefter, Mr. Planet, a fost alături de noi. Rămâneți aproape. Calendarul sărbătorilor neobișnuite de astăzi arată că azi este ziua vloggingului. Vloggingul devenind o modalitate nouă și foarte populară de conectare a oamenilor pe internet. Tu ești vlogger, Andrei. Eu nu sunt vlogger, Mihaela. Dar îi respect pe unii vlogger, da? Știi, pentru mine este destul de complicat și mi se pare că pierzi o groază de timp filmând, încărcând pe net, nu știu. Eu însă cred că trebuie să te apuci de vlogging pentru că ai avea foarte mulți fani. Dar până atunci vreau să-ți mai zic de o zi deosebită. Astăzi este ziua de apreciere a zgârie-norilor. Zgârie-norii, o minune a ingineriei și a arhitecturii. Există secole de când cunoaștem această minune și ea continuă să fie una dintre cele mai populare și mai cunoscute structuri arhitecturale din lume. Ziua de apreciere a zgârie-norilor comemorează data nașterii celebrului arhitect american William Van Allen, geniul din spatele construcției Chrysler Building, unul dintre cele mai emblematice repere din New York. Eu zic că să admirăm și astăzi și în toată ziua, nu doar zgârie-norii din alte țări, dar tot ce ne înconjoară, tot frumosul ce ne înconjoară. Dar frumosul, Andrei, este în ochii privitorului. Hai să privim frumosul, frumoasul, pe mâine. Pe mâine.
Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.